Vă salutăm, dragi prieteni, stimați contribuabili, apropiem de sfârșit de an, alegrăm-o așa și sigur că ne gândim că sunt unii și mai năpăstuiți decât noi, cei care n-au avut niciodată probleme cu cadourile, cu bunătățurile, cu limitele financiare, atunci când vine vorba de încălțatul pantofiorilor sau cizmulițelor pe sub brad. E bine, ni se spune pe o depeșă Euronews România, cadouri de lux pentru Crăciun. Prețurile ajung la în Beverly Hills la 275.000 de dolari. Aici nu o să vedeți termenul în titlu, pentru că el este făcut cumva ca să nu înțeleagă nimeni nimic din el. Așa se exprimă o televiziune. E bine, de asta citeam Euronews România, ca să delimităm de adevăratul Euronews. Deci nu se înțelege nimic dintr-un asemenea titlu. Cadouri de lux pentru Crăciun, prețurile ajung și la 275.000 de dolari. Unde, dragă? Unde ajung? La cât ajung? Da? E adevărat că prețurile sunt cam de nivelul ceasurilor lui Rareș Bogdan. Dacă Rareș Bogdan talonează ceasurile pe masa asta, cred că nu-i în cap de 275.000 de parai. Acum, mergând mai departe cu textul, aflăm într-adevăr, într-un târziu, noroc că noi citim înainte textele să le publicăm, că locuitorii din Beverly Hills sunt cei care beneficiază de asemenea sume, numai că ne lovim iarăși de o greșeală, de data asta de gramatică, nu de logică, în primul rând al textului, unde se spune așa: pentru locuitorii din Beverly Hills, prețul cadourilor de Crăciun nu mai este de mult o problemă, de mult scris împreună. Pa bon si. Cumpărătorii plănuiesc să cheltuiască mai mult pe cadouri decât anul trecut. Aici vreau să ajungem. Iată că sunt unii, băi, fraților, la noi știrile astea nu prea sunt popularizate. Este practic cu media de origine europeană cel care dezvoltă această știre. În România, vă spuneam la un moment dat, nu vin astfel de știri. Știrile pozitive. Dar chiar dacă aici pozitivitatea întrece chiar orice așteptări, orice limite finalmente, pentru că opulența nu dă bine în ziua de astăzi. Cu cât ești mai bogat, cu atât ești mai rău văzut, pentru că lumea tinde spre mediocritate, tinde spre zero, tinde spre 3.000 de lei pe lună. A, dacă duci acasă 3.000 de lei pe lună, da, ești publicabil. Însă banii ăștia rimează în societatea de astăzi, oriunde te afla în lume, da, cu prostia, cu prostul gust în general, și atunci nu ești bine văzut. Deși noi așa învățasem pe la școală. Societatea capitalistă este cea care îți permite să te duci până în pânzele albe. Nu să împarți ca socialistul, da, ultimele boabe de linte cu vecinul sau cu vecina de la Odorhei sau de la Cristur. Nu, nu. Acolo să te duci și ai să fie numai al tău. Adică să nu existe limite. Limitele să fie universul, planetele. Uite că odată ajungând în situația asta, ni se spune că nu-i bine nici așa. Trebuie să ne uităm îndărât, să-i vedem pe cei mai săraci decât noi. Sub brad, se spune după aia, Moș Crăciun poate pune cadouri de lux, precum o pereche de papuci din piele de crocodil, a se înțelege papuci de casă prin asta, sau o curea cu cataramă din aur și diamante, cataramă, ăsta e altceva, de peste 100.000 de dolari. Lucruri, deci, de care n-are nimeni nevoie. Ce contează că ai papuși de casă sau cataramă cu aur și diamante? Eu mă așteptam să le dea rachete, farfurii zburătoare. Până mă suntem decepționați citind un asemenea text. Comercianții americani se așteaptă însă ca vânzările pentru perioada de sărbători din acest an să crească față de anul trecut, la suma mai mult sau mai puțin decentă de 9 miliarde de dolari. Deci atât s-ar cheltui de Crăciun acolo, de ca și cum, vorba lui bunicul meu pe vremuri, de ca și cum Crăciunul ăsta ar fi primul și ultimul pe planetă. Avea dreptate, nu era nici primul, nici ultimul. Dar atunci erau legate de mămăligă, de tăiatul porcului, de zeama de varză, nu de miliarde de dolari. Un cadou de Crăciun, care este mereu un trend, mi se spune aici, este diamantul.
O brățară cu diamante făcute la comandă se poate vinde și cu 275.000 de dolari. Dacă îi permite bugetul, moșul poate cumpăra și alte cadouri de lux. Inele cu diamante, peste 5 milioane, jachete din piele de crocodil, peste 100.000, da? Sculpturi impunătoare pentru casă. Sculpturi, bă, asta e pentru ăla cu marmura, pentru Videanu. Peste 2 milioane de dolari. Păi și Chelsea, când ia câte un jucător, tot așa e. Aș citi o poezioară care vine tot din Beverly Hills, dar este un Beverly Hills al anilor 60. Moș gerilă, dacă vrei, adune niște ulei. Dacă vii cumva pe jos, adune și zahăr tos. Dacă vezi cumva că plouă, stai la rând și ia-ne ouă. Dacă treci prin vânt și apă, adune și niște ceapă. Și în loc de fulgi de nea, să ne aduci niște cafea. Iar de gerul este crunt, cumpără și niște unt. Dacă ne dorești noroc, adune carne de porc, care rimează într-adevăr porcul cu norocul. Iar de vii cu săniuța, vino și cu hârtiuța, că măcar de anul nou să ne ștergem la cură, la popou. Da, e într-adevăr foarte bună, dacă o recita Toma Caragiu era chiar un pic peste, dar trebuie să-l lăsăm cu ale lui în cerul pe Toma și să-și recite singur poeziile sau snoavele sau sketch-urile, să ne lase pe noi ăștia, că am rămas deasupra groapei respective ca să ne vedem de ale noastre. Dacă îi permite bugetul, așadar, moșul poate să ne aducă unt, zahăr, ulei, carne de porc și hârtie să ne ștergem cu ea la cură, la popou. Bun, mergând, fraților, mai departe, în actualitatea internațională, summitul maghiaro-turc de la Budapesta ne-a atras atenția, mai ales că Orban Victor era cu cravata de zile mari, cravata portocalie, nu prea se mai folosește termenul ăsta, astăzi se spune oranj, cravata oranj, nu, este o cravată portocalie a premierului Orban Victor. Acesta l-a recepționat pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, ăla are o cravată primită probabil de prin Siria sau șterpelită de undeva de pe acolo, fără niciun fel de culoare. E bine, Orban i-a dăruit un cal lui Erdoğan, lansând și fraza cadou unei națiuni ecvestre pentru alta. Națiunea ecvestră, adică Ungaria, pentru o altă națiune ecvestră, adică Turcia, și relațiile aprofundate dintre cele două țări, care, sigur, fiind izolate în spațiul lor, au pus-o de o alianță. Tot așa a devenit, de exemplu, foarte bună prietenă Rusia lui Vladimir Putin cu India. Deși nu era neapărat o relație de un firesc absolut. Tot așa s-au strâns între ele relațiile dintre Iran și Rusia, dintre Arabia Saudită și Rusia, dar tot pe fondul unor despărțiri. Se știe că fiecare despărțire prilejuiește un nou început. Așa e și în politică. Și atunci îți faci prieten, de exemplu, cine știa că Venezuela va deveni în secolul 21 marele aliat al țărilor răsăritene fără căpătâi. O se gândea nimeni la așa ceva. Și de asemenea, politica asta legată de acapararea unor țări africane care între timp s-au lepădat de, așa zis, și amici colonializatori, cei care, englezii sau francezii în special, au făcut praf și pulbere prin zonele respective. Și atunci ăștia s-au acioat către China, către zona Golfului, către Rusia, către Turcia, atunci când găsesc câte un prilej, însă nu sunt decât prietenii de conjunctură, prietenii de vreme bună, vreme bună în interior, da? Bădeuiesc că unde s-au întâlnit la Budapesta, într-o zonă dintre asta veche, în niște cămăruțe dintre astea conspirative, tovarășii Orban și Erdoğan erau la căldurică. Vremea rea, însă, de afară nu i-a indispus într-atât de mult încât să nu poată vorbi, iată, măscării, națiunile ecvestre. Păi trebuiau să cheme și Mongolia un pic, pentru că, într-adevăr, relațiile atunci ar fi ieșit și mai limpede la suprafață.
să zicem, mongolii ca amici ai lui Ludovic Orban de la Budapesta, adică a Orbanului lor, că ăsta alta acum e ocupat cu relația cu USR-ul, fetelor. Am înțeles că forța asta a dreptei, că tot l-am băgat în seamă, a lui Ludovic Orban, a? Ăsta cu cravata movă, așa, forța dreptei ar avea undeva în sondaje 0,2. Cam așa am văzut. Ceea ce ar însemna că USR-ul, care e undeva până la 12, are nevoie de ciomac ăla sau toiag sau cum îl cheamă, așa, tolomac, da, care are 1,3-1,6, forța dreptei are 0,2 și deci în loc să aibă 12 curat, USR-ul s-ar duce pe la un 14 maximum cu toată această triplă alianță. Mi se pare de o genialitate epustuflantă această relație. Categoric este pe drumul cel bun această alianță. E, la fel se întâmplă și pe plan internațional, unde conjunctura te aduce în situația să dai mâna cu turcul. Nu asta era neapărat intenția lui Orban Victor de data aceasta. Orban Victor nu a avut niciun pretin în zonă, el nu se înțelege practic cu nimeni, acum poate cu slovacul, care tot așa a retezat ajutorul pentru Ucraina, să vedea ca din punctul ăsta de vedere să și-l facă pretin și pe ăla, s-a dus și la Buenos Aires, crezând că îi va merge și cu Milei, dar nu e de cursă lungă relația asta pe care vor să o pună pe tapet. Alte imagini aici cu căluțul de data aceasta, că vă spuneam, i-a adus un cal, parteneriat strategic, turcii și maghiarii vor fi câștigătorii secolului 21. Ei, a mai rămas ceva. Suntem abia în 2023 spre 2024. E încă mult și până la jumătatea secolului. Ăsta este un pic mai mult decât am traversat până acum. Noi ne tot place să spunem că suntem la jumătatea secolului 21, întrucât vrem să dăm un pic înainte istoria, cum se poate face astăzi cu orice film sau serial, să-l dăm un pic înainte ca să vedem sfârșitul. Da? Din păcate pentru ei, realitatea ne aduce ușor îndărăt. Nu suntem nici măcar la jumătatea primei părți a acestui secol. Și atunci, sigur că e greu să întrevedem o victorie atât de netă din 2023 spre 2024 până în 2099 spre 2100. Puțin probabil. Luând mai departe actualitatea acestor zile, guvernatorul Texasului a aprobat o lege care incriminează intrarea ilegală a migranților, dar alta e ideea aici. Uitați-vă puțin la pălăriile de texani ale celor din aceste rânduri. Acum au și ei doamna Buzo a lor. O vedeți în rândul 2, practic mi-a zis doamna Buzo ieri că era în primul rând. Așa este, că era în primul rând pentru că cei trei căpetenile, celor trei entități erau plasate cumva pe piedestal și după aia venea rândul întâi. Eu numărasem greșit, eu am zis aia sunt primii și doamna noastră e în rândul doi, dar nu era așa. Să știți că fix așa e și la texani. Deci ăștia pe care îi vedeți în mână, în primul rând, da, care aplaudă ca la congres, ăștia nu se pun. Practic doamna lor, doamna Buzo a USR-ului texan, este în primul rând, o vedeți acolo, flancată de niște mâncători de hot dog și hamburger, de mâncători de Tex-Mex de ăștia. Ăia cu pălăriile sunt un pic mai în spate, practic asigură fundalul, vedeți aici cumva în partea dreaptă a ecranului sunt patru pălării texane una lângă alta, de pe vremea lui J.R. Ăștia sunt. Ceea ce este însă aberant și în același timp infam, este să vorbești în Texas, bă, despre imigranți, când tot statul Texas, din toate timpurile, este format numai din imigranți. Acolo singurul lucru care era autohton și autentic era bizonul. Atât. Dar nu văd niciun bizon în această, decât l-a figurat câțiva. Niciun bizon în această ecuație. Între useriștii și forța drepte și, cum îi spune ăla, lui Ciomac. Da? PDL-ul lui, sau cum îl cheamă. PMP-ul lui.
Exact. Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a semnat luni o lege controversată care incriminează intrarea ilegală în statul pe care îl conduce în vecinat cu Mexicul. Deci asta era. Eu am crezut că Texasul se învecinează cu Norvegia și cu Botswana. E, bine, nu, cu Mexicul, ok. O prerogativă în principiu rezervată autorităților federale. Notează agenția France Press, care e mai veche decât Texasul acum. Legea care ridică probleme de constituționalitate ar trebui să intre în vigoare în martie anul viitor. Aceasta acordă autorităților locale prerogativa de a aresta și expulza migranții și prevede 20 de ani de pârnaie pentru recidivă. Atenție celor care vor obține la un moment dat ca Larisa viza de lung sejur pentru Statele Unite. Totuși, atenție, pas bon signe du tout. Asta cu Texasul, consideră ăia că pur și simplu n-ai treabă la ora cu tare, te întreabă scopul și durata vizitei, tu nu ești destul de clar, riști până la urmă nu numai expulzarea, dar și recidiva în același timp, pentru că tu protestezi și să consideră recidivă și ei 20 de ani. Ia uitați-vă puțin la acest videoclip de tip YouTube cu o pisică, nu știm dacă e pisică, mai degrabă motan, transmis de NASA de la 30 de milioane de kilometri distanță de pământ, deci nouă ni se pare că această pisică este pe o canapea undeva în sufrageria fiecăruia dintre noi cu ajutorul razelor laser. Acum, fetelor, eu sunt mai trecut prin viață decât voi și un pic am văzut mai multe. Eu aș intitula sub această fotografie, sub această imagine, aș spune așa: niciun animal n-a fost vătămat în timpul redării acestui videoclip. Cum sună asta? Este excepțională. Așa se spune, bă, în ziua de astăzi. Dacă dai o astfel de imagine la televizor, că noi suntem unși cu toate alifiile, bă. Deci trebuie să, dacă eram în Statele Unite, acum trebuia să precizăm. Menționăm că niciun animal n-a fost vătămat, niciunui animal nu i s-a făcut rău. Da, aici pisica asta pare să fie puțin speriată, răvășită chiar, tulburată, cognitiv. Ce e asta? Și cu doiul ăla sunt bine plasat să vorbesc despre coada pisicii. Da? Arată o stare de neliniște avant la letră. Uitați-vă puțin. Deci după mișcările cozii îți dai seama că se va întâmpla ceva. Dar încă o dată, deci ne cerem scuze, prea plecați, ca Radu Naum facem. Deci suntem în stare să lingem cizmele oricui. Numai ca acest videoclip să poată să treacă la televizor. Am face orice, da? Ăsta este jurnalistul. Orice, bă, preș ne-am face, numai să nu cumva să se spună că am încălcat nu știu ce deontologie. Așa e ziua de astăzi, bă. Nu poți să prezinți practic niciodată nimic fără să nu-ți cezi. Condamnăm cu fermitate. Da, orice s-ar întâmpla în mintea fiecăruia dintre noi care condamnă sau nu aceste imagini. E bine, trecem de la o pisică la o cămilă, vreau să spun. Apariție surprinzătoare în traficul clujan. De când avem cămile la Cluj? Este o cămilă bactriană, să nu se mai supere CTP-ul pe noi, că a avut dreptate atunci când ne-a bruftuluit. E bine, apariție surprinzătoare. Surprinzător nu este traficul, că nu e niciun trafic. Surprinzător nu este Clujul, că nu e niciun Cluj. E la țară, așa cum ne puteam aștepta și cum ne-ar fi contrazis domnul German. Nu asta este problema, ci pur și simplu lejeritatea cu care această cămilă bactriană, că nu este un dromader și nu este o cămilă, este o cămilă bactriană, are două cocoașe. Un șofer din Cluj a avut parte de un șoc. Vedem aici un bolid. Prin asta ne dăm seama că e Clujul. S-au deschis umbrelele minoiile la Cluj-Napoca, practic doar după bordul acestei mașini. Ne dăm seama că suntem în Cluj, nu în Afganistan. A avut parte de un șoc când a dat în trafic peste un dromader. Care dromader, bă, care are două cocoașe? Dromaderul este cămila cu o singură cocoașă. Aici se intervine CTP-ul, dacă se uită. Mamiferul, de aproape 2 metri înălțime, se oprise pe carosabil și privea liniștit în jur. Și pe noi ne-a bulversat această liniște din fundal. Imaginea au fost publicate pe TikTok, unde au stârnit amuzamentul internauților. Asta este o
este o genul de frază care într-adevăr curge de la sine, este la noi în curte, o lăsăm afară cât vrea, câteodată ajunge până în calea turzii, a declarat proprietarul animalului, și el este un proprietar de fortună, adică întâmplător, că doar nu o să dețină această cămilă. Dar de ce vorbește oare fetelor despre un dromader la feminin? Adică de unde știe el asta? Deci este la noi în curte, o lăsăm afară cât vrea. Pe cine? Pe dromader o lăsăm. Pe cămilă, desigur. Iată, ați răspuns corect, dar mi se spune mai sus în text că este un dromader. Sunt colegii noștri de la 16 plus, apoi de asta. Ok, mă scuzați, n-am văzut antetul. Atunci să explică, deci este o babilonie completă în 4-5 rânduri. Știrile de Cluj au relatat. Păi să vă explice mai multe domnul German, că s-ar putea ca până terminăm noi să ajungă la el în ogradă, Camila. Să o primească în casă domnul German, că el este ospitalier. Să-i dea cu butucii ăia, sau cum se numesc, aia cu care se încălzește dânsul, lemnul ăla, da, adevărat. Bun, publicitate, Bobu, pe ultima sută de metri și revenim. S-a fi exprimat pe rețele de socializare, sau mă rog, pe comentariile textului care privea știrea de la Odorheiu Secuiesc, unde o parte a unui internat s-a prăbușit, un elev de 17 ani a murit, alte trei fete sunt în stare gravă la spital. Îi se spune lui Klaus Iohannis, ești groparul învățământului românesc. Președintele României, primind sute de comentarii, 1000 din această sută fiind critice, la postarea în care solicita găsirea de urgență a cauzelor care au dus la tragedia din Odorheiu Secuiesc. E bine, ia să vedem un pic. Coborând peste text, președintele Iohannis a afirmat luni seara că incidentul de la Odorheiu Secuiesc este o dramă care reamintește brutal că siguranța în școală rămâne o prioritate critică și solicită elucidarea de urgență a cauzelor care au dus la prăbușirea clădirii și pedepsea celor care se vor dovedi vinovați. El mănâncă două treimi din vocalele pe care le pronunță. Ăsta este și modul pentru care opa, fetelor, au venit acasă antilopele. Ăsta e și motivul pentru care lui iese pronunția foarte bine în limba portugheză. Portugheza fiind singura limbă latină care mănâncă abrupt consoanele. Președintele Iohannis are o plecare spre această limbă, remarcabilă de altfel, și nu iese exprimarea în limba română în acest context. Tragedia care a avut loc la internatul liceului Thomas și Aaron din Odorheiu Secuiesc este cutremurătoare, a zis Iohannis. Transmit condoleanțe familie elevului care și-a pierdut viața și le doresc însănătoșire grabnică elevilor răniți în acest cumplit accident. E vorba de trei elevi așadar. O dramă care ne reamintește că siguranța în școli rămâne o prioritate critică. Am văzut-o și pe doamna Deca, vorbea foarte frumos, era în temă cu această prăbușire care este una absolut normală. Nu numai pentru învățământul românesc, pentru societatea românească, dar cum ai fi vrut să fie? Era o clădire de 100 de ani, am văzut-o și noi în stilul tipic transilvanean, da, o clădire caracteristică a celor zone, s-a prăbușit pentru că n-avea, da, o revizie dintre asta, o expertiză de asta făcută, cum să aibă? Dacă ar fi avut, era surprinzător. Ori Ministerul Învățământului, evident că n-are nici înclin, nici în mânecă cu ce se întâmplă în țară, nu știu ce clădire, unde chipurile ele ar fi răspunzători de internatul. Absolut deloc. Păi dar nu erau răspunzători ăștia din sectorul 4 la colectiv. Niciunul n-avea nicio răspundere. Vă reamintesc, în afară de băieții ăia care țineau deschis sau închis la club. Nu țineți minte ce tărășenie a ieșit în instanță. Ce treabă să aibă președintele României sau madame Deca cu Odorheiu Secuiesc? În primul rând, doamna Deca nici nu știe în ce județ e Odorheiu Secuiesc. Președintele României știe că el e relativ din zonă. N-ai nicio legătură.
doamna Deca cu zona respectivă. Deci de unde dracu să știe așa ceva? Încă o dată să nu părem surprinși. Aș fi fost surprins dacă acea clădire nu se prăbușea și ar fi spus, ia domnule, au tropăit elevii, să știți, s-au așezat 124.000 de berze, mai mult decât era normal peste hornul ăla, care nu s-a prăbușit ca în Stan și Bran, au tras unii cu tunul dinspre județul Covasna, da, Curtea de Apel Târgu Mureș, care știa că va prelua la un moment dat cazul, a alarmat, a tras alarma înainte ca Pierre Richard, când se ducea să o salveze pe fată, dar nu venise încă incendiu, așa, asta m-ar fi surprins. Nu să ni se spună, voi de mine, s-a prăbușit o clădire și erau niște copii acolo, mai ales că se făceau niște lucrări în zonă, sfredeleau ăia, ca peste tot în România, niște muncitori, ăia habar n-aveau. Nu le spusese nimeni că sunt copii acolo. Deci totul a fost absolut logic. Postarea șefului statului a strâns peste 1100 de comentarii, majoritatea critice, mai puțin de 12 ore. Acum nu ni se spune în câte limbi a fost înjurat Klaus Iohannis. Vinovat e statul amorțit, care vede numai privilegii pentru cei mai înalți oficiali. Domnule președinte de sat. Acum, ori au greșit ăștia de la... Sunt de la Hot News ăștia, parcă. Da? Cu președintele de sat, ori era un nene care nu cunoștea foarte, foarte bine limba română. Deci una din două aici. Că încă o dată spun, comentariile astea aveau nevoie cele mai multe dintre ele de traducere. România lucrului bine făcut și educată până măduva oaselor, a scris altcineva, că sunt copii în timpul liber, paranteză colectiv, că sunt în școli sau pe stradă, cei care au făcut greșit sau n-au făcut ceea ce trebuie sunt direct răspunzători. E ușor să tragi la răspundere un român, mai ales când ești tot român. Ce nu înțeleg oamenii de acasă, cum nu înțelegeau locuitorii din Isaccea, că lua lui Căcărău îi spunea la București Antonescu, este că și ei de acasă sunt tot români. Da? Nici ei nu o să rezolve niciodată, dacă vor fi într-o astfel de poziție, nimic pentru țara lor. Da? Pentru că deocamdată n-a rezolvat nimeni de 35 de ani. Nu contează că Iohannis, că era Băsescu sau era Iliescu, era fix același lucru. Mărmureanu să fi fost, Babiuc, da, oricine vreți, da, Teleagă să fi preluat el pentru a doua lovitură de stat imediat după Revoluție, cum se temeau maiorii și capitanii noștri în armată. Tot nu se făcea nimic, că tot un român conducea. Deci asta e ușor să scrii agramat pe rețelele de socializare, să te dai a toate știutor. Nu e, bă, absolut deloc așa. Nu puneți o geacă pe dumneavoastră? A fost o altă întrebare sau un alt răspuns. Acești copii s-au dus să învețe, aici iară cred că e în altă limbă, pentru că s-au dus, nu este scris românește, este scris sau împreună. Părinții aveau încredere. Neata, după fiecare tragedie, faci un speech în vânt, faptic, nimic. România lucrului bine făcut, chiar bine faceți, nu faceți nimic, rușine să vă fie. Sunt vreo 17 greșeli de gramatică în acest text, care de-abia începe 3 rânduri. Cam așa se întâmplă în societate. Niște proști s-a dea, critică un prost. În general, cam asta sunt regulile, da, comentariilor pe internet. Să găsește unul mai prost decât tine, cu siguranță, care să te critique dându-și prostia pe față. Ce este de elucidat? Asta e România educată. Din banii cheltuiți pe zboruri s-ar fi putut renova multe școli și spitale. O, și mai putea să adăugați aici, după școli și spitale, tot felul de instituții, tot felul de comitete și comisii, că nu vă durea mâna. Scrieți, domnule, și înjurați că asta este. Așa e când ești acasă și stai în maieu și te uiți a 288-a oară la singura acasă, poți să zici ce vrei, bă. Tu ești mare și tare că ai butonul de la telecomandă. Bineînțeles, înjură-l, bă, înjură-l mai răspicat că ești anonim. Dacă te aduce cineva ca la Revoluție în platou, la televiziune, faci pe tine. Și la propriu și la figurat. Dar cât ești acasă, dă-i, bă, înjură-l că din cauza președintelui, din cauza lui Deca, din cauza ălora care conduc Odoreiu sau Cristuru, nu s-a făcut nimic. Nu-i așa? Bine că facem noi care stăm acasă. La noi toate sunt perfecte acasă.
Mulți internauți s-au referit la proiectul România Educată, care s-a finalizat cu două legi ale educației după 7 ani, de când Klaus Iohannis l-a pus în dezbatere publică, dar și la costurile zborurilor despre care refuză să dea detalii, invocând că așa e legea. E clar cine e vinovat, statul român. Parcă la alegerile președinție aveați un slogan. Alegerile președinție aveați un slogan. România Educată. Aceasta este realitatea după aproape 2 mandate. Felicitări pentru promisiunile făcute. Este rezultatul României Educate și acelor 8 ani de somn și vacanțe. 8 ani de somn și vacanțe. Din banii cheltuiți pe zboruri și excursii se puteau face multe. Asta este România Educată. România Educată, asta e rezultatul. Proiectul de suflet al domnului Iohannis. Ești groparul învățământului românesc. Auzi la el ce tupeu. A mai și candidat cu programul România Educată. O să rămâi în istorie ca cel mai slab președinte PSD-ist din istoria României. Nu cred că fetele mele sunt de acord cu asta. Iohannis, președinte PSD-ist. Singura ta realizare în 10 ani de mandat e că te-ai plimbat bine de tot pe banii fraierilor, cu chartere private în lux. 3 tinere cu vârste între 15 și 17 ani au fost scoase de sub dărâmături la scurt timp, una dintre ele fiind însă în stare gravă, în timp ce băiatul care a fost scos după 2 ore și jumătate de căutări a murit. Imobilul în care funcționa internatul a fost construit în perioada 1909-1910, la fel ca și liceu. Că aici nu e ca în insula mare a Brăilei. Totuși, în această zonă a României există un pic de trecut. Asta e. Acum că nu s-au mai făcut de atunci reajustări și revizuiri tehnico-tactice, asta ține de genă, nu ține de cine ocupă Palatul Cotroceni. Da? Ca să punem totuși lucrurile în albia lor firească și nu ni se poate imputa nouă că am fi oamenii președintelui Iohannis. Că noi nu suntem la Digi16+, să avem prietenii. Dar pur și simplu, indiferent cine ar fi acolo, rezultatul este același, că dar nu o să se ducă șeful statului, vai de mama lui, în județul Harghita, că nici nu știe să vorbească. El știe engleză, germană și un pic de română, portugheză, dar nu cunoaște limba maghiară. Da? Deci nu s-ar putea întreține săracul decât prin translator acolo. N-ați văzut când vorbea câte un elev la televizor, era traducere jos, de ziceai că ne uităm pe Netflix sau pe Prime. Da? Se vorbea într-o limbă pe care noi nu o cunoaștem. Noi ne uităm de aici la imaginile alea de care sunt traduse. Eu la început am crezut că a început războiul între Venezuela și Guyana. M-am dus să vedem ce scrie pe ecran. Vorbea un nene într-o limbă necunoscută. Se traducea de desubt, nu? Așa era. Dacă începea aia, n-ar fi tradus din spaniola amerindiană. Aia nu spun Guyana, spun Guayana. Începea războiul, dădea Digi16, Anca Orhean, da? Nu găsea pe hartă nici Venezuela, nici Guayana. Da? Își lua etalat tocurile la televizor și îl lăsa pe citre să ne spună și de cam pe unde ar veni. Și el ar fi spus, sunt prietenii rușilor în America, la America. Da, trecem mai departe. Și se duceau la o știre de asta cu bomboane de pom. Bine, lăsăm și noi pe groparul învățământului românesc, dar încoate vă spun, a vorbit foarte frumos doamna Deca. Era în temă. Bine că nu era un subiect ăsta despre învățământ, că acolo s-ar fi pierdut un pic. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la un nou acord privind migrația. Asta este o imagine mediteraneană. Dar lipsesc din ea, da, grecismele și turcismele. Este o imagine mediteraneană brută, așa, în largul insulei italiene Lampedusa, așa, unde, într-adevăr, ești sau nu mai ești. Negocierile dificile în legătură cu reforma politicii UE privind migrația între eurodeputați și reprezentanți ai statelor membre continuă în încercarea de a ajunge la un acord politic. Asta e, știți cum e cu acordul privind migrația? Cum este asta cu acordul privind temperaturile, copurile astea? Se vorbește despre climă. Pe cine interesează, bă? Duceți-vă la Odorheiu Secuiesc sau la Cristuru Secuiesc, dacă aveți un dicționar sau aveți un ghid bun, și întrebați-i pe oamenii ăia despre climă.
când acolo sunt minus 355 de grade în fiecare dimineață, din ianuarie până în mai. Da, întrebați-i pe aia cu încălzirea climatică să vedeți ce o să vă spună. Președintele Iohannis, președintele PSD-ist al României, mi-au zis bine fetele, să știți, în cască. Eu nu știam. Am înțeles de ce s-a pus PSD-ist între ghilimele. Că el a pus premier PSD-iști, mai mulți ca oricine. Ăsta o fi, de-aia e președinte. Eu credeam că e președintele liberal, Klaus Iohannis, dar se pare că nu este. Bun, Vaticanul, atenție să trecem de la asta cu clima, că încoată nu interesează pe nimeni la Odorhei. Vaticanul aprobă ca preoții să ofere binecuvântări pentru cuplurile gay, deși nu vor oficia căsătorii, nu vor oficia căsătorii deocamdată. Că suntem abia în 2023, nu suntem nici la mijlocul primei reprize a secolului 21. Deci atenție totuși puțin. Sau la mijlocul primei reprize un fi. Dar depinde câte minute adiționale se acordă. Aba, să nu săriți în sus, că este vorba deocamdată doar de Biserica Catolică. Vaticanul a declarat luni într-o hotărâre oficială aprobată de Papa Francis, care are 87 de ani, vă reamintesc între paranteze, pas très bon signe quand même, că preoții romano-catolici pot binecuvânta cupluri de același sex atâta timp cât acestea n-au loc în cadrul ritualurilor sau liturghiilor obișnuite ale bisericii. Adică este totuși o deschidere, dar nu una definitivă și nu una totală. Vaticanul se opune ferm în continuare față de căsătoria persoanelor de același sex, relatează Reuters și mai veche decât Vaticanul, agenția France Press. Acum, încă o dată, asta nu înseamnă că au dreptate. Asta nu înseamnă că biserica este încă în rând cu lumea, înseamnă că biserica încă nu s-a adaptat la ceea ce trăim, pentru că atâta timp cât noi vorbim numai de drepturile omului, numai de discriminări, numai... Și asta este o discriminare, bă! Da? Ca să fie clar. Atâta doar că nu intră în termenii cioflingarilor care se ocupă de discriminare. Este o discriminare monumentală. Nu este discriminatoriu că eu îl înjur pe unul la televizor. Că o fac pentru că am dreptul să o fac. Nu e nicio discriminare. Că eu nu mă duc la ăla în familie sau în casă să-l împiedic să facă ceva. Asta este discriminare. Că două persoane de același sex la mijlocul secolului 21, în funcție de timpul adițional acordat, n-au voie să intre într-o biserică să se căsătorească. Pentru că sunt unii mai obtuți decât ei. Asta e discriminare. Pentru că ăia sunt tot oameni. Da? Nu este o șopârlă cu un caiman. Atunci asta zice pe nouă ne se rupe de șopârle. Da? Acum venit eu acum să discută cu de șopârlă la... Avem alte priorități. Da? Nu, sunt oameni, bă. Atâta doar că discriminarea, rasismul, xenofobismul, toate astea sunt făcute numai pentru proști. Sau eventual să mă ierte cei care au mai mulți câini acasă să îi întoarcă un pic de la televizor pentru câini. Da? Ce mă luați pe mine, mă, cu discriminare? Și ia vedeți aici, nu puteți interveni, domnul Ciobi, un pic? Dați-i peste bot, papei, chemați-i la CNCD și dați-i 5.000. Da? Cum adică? N-au voie. Dar ce sunt ăia, bă, animale? Deci asta este dovada clară, da, a discriminării absolute. Nu conversații la televizor, că le n-au niciun impact. Da? Popii noștri, toți popii din lume, toată biserica din lume este vinovată de discriminare în cazul ăsta. Pentru că ăia sunt oameni care au drepturi la fel ca și noi. Nicăieri nu scrie în nicio lege a unei țări democratice că ăia sunt sub oameni. A, dacă veniți cu o lege de tip ăsta, să vedem dacă o puteți adopta. Dacă scrie, atunci sunt de acord. Nici nu aș mai suna pe Ciobii. Deci ăia sunt sub oameni, conform Constituției. Atunci de acord. Sunt sub oameni, deci nu merită să se căsătorească între ei. De exemplu, sau cine știe ce alte lucruri nu poți să facă. Este discriminatoriu că nu te lasă să te duci în Statele Unite fără viză. E o discriminare și asta. Dar sigur, intră în altă categorie. Asta însă, că nu te poți căsători în secolul 21, la mijlocul lui, cu persoana la care ții cel mai mult din lumea asta, din viața asta, este o discriminare monumentală. Împotriva căreia, de ce nu mișcăm un deget? De lașitate, de frică. Țineți minte cum spunea doamna noastră de la primăria Capitalei, doamna cu azilele? De frică am dat bani, domnul Banciu. Țineți minte când o întrebase noi, dar de ce tot dați bani la Catedrala Mântuirii Neamului? De ce nu faceți școli, spitale, da?
instituții care să ne folosească ceva. De ce nu faceți cale ferată? Da? De la Târgu Mureș la Media știți cât se face cu trenul? Domnul de la transport, 5 ore și jumătate. Știți cât se face pe jos? Un pic mai puțin. Da? Sunt 60 de kilometri între Târgu Mureș și Mediaș, două localități cruciale din țară. Dacă vrei să te duci cu trenul, faci 5 ore 30. Pentru că România nu are cale ferată. Da? Și voi dați bani la Catedrala Mântuirii Neamului Ortodox. De frică. Adică nu vă e frică să faceți, de exemplu, calea ferată. Nu, acolo nu e pe frică. Acolo e doar pe prostie, pe jaf, pe furt. Da, încă o dată, astea nu sunt considerate discriminări. Astea sunt considerate drepturi. E? Adică are dreptul papa sau popa sau mai știu eu ce poeti de ăștia să-ți spună, o, e bă, că știu eu, dar cine ești tu, bă? Și eu pot să mă fac mâine popă. Adică aveți impresia că e chiar așa o problemă. A ajuns unul popă și acum îmi spune mie ăla cum trebuie să fie lucrurile. Nu-i normal, bă. Da? Deci contravine tuturor legilor acestei lumi. Și nu intervine nimeni pentru că încă o dată n-avem curajul. Dar așa să ni se spună, bă, nu că a, este discriminare. Ce discriminare, bă, că la televizor nici nu l-am văzut pe ăla. Asta e discriminare, da. Ăla nu poate să facă pasul ăsta, considerat cel mai important în viața unui om, că nu-l lasă unii, da, care n-au înțeles nimic din viață. Se pare totuși un pic discriminator. S-a terminat emisiunea, fraților, nu-i nimic, că săptămâna e lungă ca o săptămână de post. Lungă și interminabilă, fraților, plus edițiile Princeps de săptămâna viitoare. Și uite tot așa, suntem nemuritori, taică. Pe mâine!